ce se vedea gândul, că alegerea pe care a făcut-o în viața ei este greșită. De aceea spun, Doamne, îți mulțumesc că acest bărbat, această ființă, a venit pe drumul vieții mele și El ne-a dat pe bucurie, ne-a dat încredere și ne-a dat prezentul viitor. Deci, vom și este o mare responsabilitate din partea lui Dumnezeu asupra ta. Adă bucurie acestei ființe. Și eu doresc că Doamne să se întâmplă binecuvântată în familia voastră. Stimați părinți, stimate Gheorghe și Caterina, voi ați făcut tot ce ați devenit de voi. Tot ați avut și probleme, greutăți, dar voi ați crescut un fiu. Eu știu că el azi e frumos, fericit, dar dacă dai cortina la o parte, ați avut și greutăți, ați avut și probleme. De unde ați mâncat, unde n-ați mâncat, la colibaj, știu cum am ucis muncitori, ești trudoholici, muncesc și noapte. Dacă ar fi 25 de ore, ați lucrat 25 de ore. Dar nu mai sunt 25, numai 24. Deci ei trebuia să mult ați muncit. Astăzi voi vedeți rezultatul muncii voastre. Pavel este aici, înaintea dumneavoastră, fericit, lângă o persoană care noi, comunitatea de la Poșta Veche, din Chișinău, ori că mă îndemn pe Nuța, că ei o fată deosebită. Asta știți că noi nu o să ducem cu obrazul, știm că este fată credincioasă, este supusă, este smerită și asta e o binecuvântare pentru Pavel în continuare. Domnul să vă răspătească pentru trupa dumneavoastră. Domnul Alexandru, am auzit mult de dumneavoastră, acolo prima dată vă văd, un om frumos, protoizel, și ne bucurăm foarte mult că ați făcut tot ce depinde de dumneavoastră, că te nu să fie fericită astăzi. Dar dumneavoastră ați făcut tot ca tată, nu este ușor să întreține, să la învățătură, e, nu știu că aici sunt enorme, dar totuși ați făcut tot ce depinde, că astăzi, Dana e fericită că vede pe tata ei aici. Cine sunt în jur, eu nu știu, toți sunt niște rude, nu? Cine e Dana? Frate, da, Paul Iubiești. Și el știe de aici. Vă mulțumim mult. Deci ești cu fratele tata și de ce cine? Soțul eu, domnul frate. Mătușa. Așa că finiți, Domnul să vă dai bucurești dumneavoastră. Deci e Domnul să vă răspătească pentru trupa dumneavoastră. Dragii mei, mulți în lumea aceasta caută diferite fericiri. Știți unde spun? Să ai un roc. Nu credem în noroc. Trebuie să se vorbe goale. Știți ce este o vorbă așa? Cum îți aștept? Să vei dormi. Cum ți-ai favorit tu? Norocul nu cade din pod. Este rugăciunea Tatăl nostru. Și noi ne rugăm, Tatăl nostru, crește în cerul. Până nu ați de toate zile. Dă-i nouă. Astăzi ne-am ajutat în pat și până vine. Nu vine, păi și nu muncești. Noi trebuie să muncim, să câștigăm mâine. Că ei să fie fericiți, trebuie să muncească pentru aceasta. Nu vine de undeva cumva. Dar noi vedem astăzi multe familii nefericite. Dar nu vrem ca numele la voi să fie așa. Să știți că de ce se întâmplă azi aici, depinde viitorul dumneavoastră. Azi, asta vă dar cere din partea voastră până în angajament să vă luați. Și dacă voi vă să luați, să faci cu credincioșie, de la aceasta depinde viitorul vostru. Nu știu, deseori de mirese, miri, visează, ei vor fi cei mai fericiți, nu ai să aibă nicio problemă. Să știți că vrem să vă descurajăm, că viața reală de familie mai întâlnim și greutăți. Vrem sau nu vrem. Deci, eu știu, unde sunt și urcuși, unde sunt și coborâși, unde sunt bucurii, unde mai sunt și peste, dar noi mergem în continuare. Eu deseori aduc aminte pe copii. Copiii, când încep a umbla, fac primii pași. Cad, când ai sucul din podeaua, se zulez, plâng, dar se adicșteară mai mult. Păi iar se adicșteară și ca rezultat e tot să margă. Și pe mine nu mai cadă în capul în jos, zice, cum am învățat, dar merge. De ce și voi, astăzi, dacă voi să învățați din primii pași, cădeți, iar vă ridicați, iar înainte, voi să vă maturizați și să fiți oameni deosebiți. Vreau astăzi, în scurte cuvinte, să spun niște lucruri care sunt foarte importante. Scumpii mei, părinți, toți care sunteți aici, care aveți familie, vreau să vă spun că nu poate să fie fericire în afara acelei principii care le dă Dumnezeu în cartea cărților. Multă lume astăzi vor fericire. Eu mi-aduc aminte